Povestiți-ne cu dronele astea antițânțari care au stârnit atâta polemică, atâta controversă. Ce-i cu ele? Da, e foarte simplu. Ca să ataci țânțarii, ai două soluții. Fie te duci la ei când sunt larve, te duci cu niște soluții și îi anihilezi când sunt larve, fie te duci cu niște soluții și îi anihilezi când sunt adulți. E evident mult mai ușor când sunt larve decât să îi urmărești prin frunzișul copacilor, pentru că nu, niciodată nu o să-i prinzi pe toți. Noi avem, în fiecare an avem 14 tratamente și pentru unii și pentru alții, și larvele stau în general în apă mică și caldă, care este și prin gospodării și așa, dar este în special în marile lacuri pe care noi le avem. Până acum acționam cu oameni, numai că sunt anumite porțiuni care nu e accesibil pentru oameni. Și atunci de aici a venit ideea, bine, ele se folosesc și în agricultură, se folosesc și în alte țări, se folosesc chiar pentru țânțari. Și a venit ideea de a închiria drone ca să ne ducem în toate locurile unde oamenii n-au acces. Și acum o să evaluăm să vedem cât e de eficient. Dacă e eficient în ce mai avem săptămânile astea din toamna asta, o să o facem sistematic anul viitor. Bun, deci oamenii trebuie să știe că nu se le vadă zburând așa în fața ferestrelor, ci pur și simplu se vor duce în anumite zone de vegetație, acolo unde nici măcar specialiștii primăriei n-au cum să intre. Ele vor zbura doar deasupra apei. Exact. Doar deasupra lacurilor, da. Și înainte ca ele să zboare, vin niște alți specialiști care fac contur exact al malului de lac ca să le dea traseul exact. Ele au și niște măsuri de siguranță, dacă detectează un obstacol se opresc pe loc, deci nu e absolut niciun pericol cu dronele și de asemenea nici cu substanțele pe care ei le împrăștie.